Muzeul Național de Istorie a României, în parteneriat cu Televiziunea Trinitas a Patriarhiei Române, lansează mâine DVD-ul Salvatorul Bisericilor Condamnate. Această idee mi-a venit așa ca un dar, ca un har de la Dumnezeu, care m-a îndrumat pas cu pas ca să încerc să fac ceva. Simțeam că sunt inspirat, că sunt ajutat de Dumnezeu ca să fac ceva. Evenimentul va avea loc în sala Lapidarium, începând cu ora 11:30. Documentarul realizat de Televiziunea Patriarhiei Române conține materiale diverse prezentate de-a lungul timpului, mărturii inedite despre cum a fost salvată o parte importantă a patrimoniului bucureștean și până la urmă a patrimoniului național și chiar universal. Este vorba de lăcașurile ortodoxe salvate în ultimul moment de la distrugere, de la demolare, prin metoda inventată de domnul inginer Eugen Iordăchescu, metoda translării. Prin acest eveniment, publicul interesat are oportunitatea de a afla detalii necunoscute cu privire la procesul de translare a bisericilor, precum și alte evenimente care au caracterizat ultimul deceniu al regimului comunist. În calitate de jurnalist și de realizator ai postului Trinitas TV, considerăm că este de datoria noastră să aducem aminte generațiilor tinere de o perioadă neagră din istoria României. Să nu uităm, în ultimii ani ai dictaturii comuniste, bisericile chiar au fost dărâmate. Metoda de translare a inginerului Iordăchescu a reușit să salveze unele dintre cele mai frumoase biserici din București. Filmul documentar Salvatorul Bisericilor Condamnate a fost prezentat în premieră în luna iulie la Veneția. Acest DVD a mai fost prezentat în cadrul Bienalei de Arhitectură de la Veneția, acolo unde a însoțit de altfel o expoziție foarte bine primită de public și dedicată acestei metode inedite de salvare a monumentelor istorice. În speță este vorba de metoda inventată de domnul inginer Eugen Iordăchescu. În perioada anilor 80, începerea lucrărilor de edificare a Centrului Civic din București a coincis cu o largă acțiune iconoclastă. Mai bine de 20 de sfinte lăcașuri de cult din capitală au fost demolate, transformate în moloz, pentru ca turlele lor, care chemau la rugăciune, să nu îi deranjeze pe liderii comuniști atei.